Puțin mai sunt cei care își aduc aminte zilele de weekend pe care le petreceau alături de copii în zona pădurii Strehareți. Ceea ce a fost odată grădină zoologică s-a transformat în doar câțiva ani de la desființare într-un rai al celor care preferă să taie ilegal copacii. În curând, acest loc își va recăpăta strălucirea de altă dată, așa cum și-a asumat în campania electorală. Primarul Emil Moț pune bazele unui amplu proiect de reamenajare a acestei zone, iar cel târziu la începutul anului viitor se va da startul studiului de fezabilitate. Grădina zoologică este un punct pe care mi l-am asumat eu în campanie. Va face parte dintr-un proiect mai mare tot ce înseamnă zona Strehareți, va face parte din acest proiect mare undeva în primăvară să avem studiul de fezabilitate făcut, apoi să scoatem la licitație și zic nu în 2017, dar în 2018 să putem să ne apucăm de reabilitarea zonei Strehareți, din care va face parte și o nouă grădină zoologică. Parcul natural va fi plin de puncte de atracție pentru slătinenii de toate vârstele. Un părculeț, un lac, tiroliene, zonă de agrement, zonă de picnic, grădină zoologică, multe, multe lucruri de agrement de weekend, zic eu, sau și în fiecare zi, pentru noi, pentru slătineni. Odată cu demararea lucrărilor la acest proiect, pădurea Strehareți va deveni punctul de atracție al orașului și fie că vor să se distreze, să viziteze animalele de la grădina zoologică sau să facă pur și simplu o plimbare, slătinenii vor avea parte de o bine meritată gură de oxigen.